Domnule Dobre, care sunt semnalele de astăzi? Colegii nu s-au prezentat? O parte din protestatarii de la nivelul județului Buzău și-au manifestat intenția de a continua protestul. Ieri, cel puțin, asta au cerut aici, în locul unde ne aflăm. Prin urmare, noi le-am propus să continuăm protestul cu cei care doresc să rămână mai departe pe această linie. De aceea, noi suntem prezenți astăzi aici, să nu se interpreteze că au fost ei și noi nu. Considerați că spiritele s-au mai liniștit acum? Nu știu dacă este vorba de liniștirea spiritelor, probabil după apariția ordonanței și atunci când fiecare a înțeles că, de fapt, ceea ce îi îngrijora foarte tare, respectiv scăderea, de fapt, a salariului și nu creșterea acestuia, probabil după ce au văzut și machetele pe care le-am distribuit, au înțeles că, de fapt, nu i-am mințit din acest punct de vedere.